Vă binecuvântăm înaintea Domnului. Vă spunem bun venit în această dimineață, într-o zi de sărbătoare, pentru că Dumnezeu restaurează poziția bisericii în România. Amin. Și când vorbim despre restaurare prin har, vorbim despre o poziționare dincolo de ceea ce a avut înaintea crizei. Și rostim în numele Domnului Iisus Hristos peste fiecare dintre noi o restaurare în har. O restaurare și o ridicare în har. Dumnezeu este acela care atunci când eliberează peste noi har, eliberează peste noi o măsură de har pe care nu am avut-o niciodată. Așa este fiecare măsură de har eliberată, este o propulsie în numele Domnului Iisus Hristos. Și haideți să spunem împreună, eu am parte de o propulsie în destinul pe care Dumnezeu mi l-a pregătit. Sunt aici, gata să fiu poziționat într-o măsură de har care face din caracterul meu o scară a neprihănirii. Oamenii se uită la mine și îl văd pe Iisus Hristos. În această dimineață voi înălța numele lui Iisus Hristos. În această dimineață îmi ridic mâinile și binecuvântez pe toți cei care sunt membri ai familiei mele, pe toți cei care sunt în mediul meu de influență și rostesc că niciunul nu rămâne în Egipt. Aleluia! Așa cum ești, așa cum stai, așa cum ne urmărești pe internet, rostește aleluia! 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 Aleluia, trăiască Domnul! În acest loc este vorba doar despre Iisus Hristos. Și noi am ieșit în această dimineață în curte ca să luăm în stăpânire pentru împărăția lui Dumnezeu toată comunitatea, tot cartierul, să chemăm numele Domnului peste tot cartierul, să chemăm numele Domnului peste toți cei care se află sub același cer, se află sub același soare cu noi. Biserica înaintează! Biserica câștigă, biserica câștigă teren în numele Domnului Iisus Hristos și rostim că asirianul este zdrobit, acoperiți în sângele Fiului lui Dumnezeu și ascunși la adăpostul aripilor Domnului. Înconjurați cu El însuși care este un zid de foc de jur împrejurul nostru, al casei noastre, al lucrării și posesiunilor noastre. Tăiem în bucăți orice influență ale Duhului asirian, tăiem în bucăți orice asociere ale Duhului asirian și în numele Domnului Iisus Hristos, România este eliberată, România este ridicată, România își împlinește destinul, România pășește în ceea ce Dumnezeu i-a pregătit, își asumă moștenirea la un nivel mult mai înalt decât a făcut-o până acum. România își intră în menirea divină. Aș dori să citesc un psalm, este vorba despre psalmul 93. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Domnul împărățește, îmbrăcat în măreție. Domnul este îmbrăcat și încins cu putere. De aceea lumea este tare și spunem împreună, de aceea lumea mea este tare și nu se clatină. Spune vecinului, familia mea nu se clatină. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi. Tu ești din veșnicie. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare. Râurile se umflă cu putere. Și rostim în numele Domnului Iisus Hristos că orice râu al celui rău care s-a umflat împotriva bisericii este în numele Domnului Iisus stăvilit.
Orice râu care s-a ridicat împotriva întâlnirilor bisericii este un râu care este stăvilit. Orice râu care s-a ridicat împotriva binelui divin al oamenilor este un râu care este oprit. În numele Domnului Iisus Hristos, este un râu care curge de sub tronul lui Dumnezeu, de sub scaunul lui de domnie. Acela este singurul râu care curge peste râul vieții, care curge peste viața ta, care curge peste familia ta, care curge peste România. În numele lui Iisus Hristos, mărturiile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale. Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile. Dar mai puternic decât vuietul apelor mari și mai puternic decât vuietul valurilor năpraznice ale mării este Domnul în locurile cerești. În numele Domnului Iisus Hristos binecuvântăm România. Binecuvântăm România cu decizii dumnezeiești, cu decizii născute din inima lui Dumnezeu, care locuiește în locurile cerești și domnește peste România în locurile cerești. Toți oamenii de bine se ridică în numele Domnului Iisus Hristos, iar glasul nelegiuirii dispare. Sănătatea acestui popor prosperă. Sănătatea acestui prosperă în numele Domnului Iisus Hristos. Ajunge un model pentru națiunile Europei. În numele Domnului Iisus Hristos rostim sănătate și viață. Rostim sănătate și viață în numele Domnului Iisus Hristos. Orice armă forită împotriva acestui popor este fără putere și orice limbă care se ridică împotriva destinului divin al României este osândită în numele lui Iisus Hristos. Domnul meu e împărat. Aș vrea să-ți întorci mâna și să-l binecuvântezi pe cel din stânga, pe cel din dreapta și să spui: te binecuvântez cu mâinile ridicate. Mâinile mele au putere. Prin mâinile mele se transmite ceea ce Duhul lui Dumnezeu rostește prin gura mea și rostesc că ești tare și rostesc că ești întărit în Duhul cu putere și rostesc că ești un om al curajului divin și rostesc că prin tine cetatea se ridică, prin tine locul tău de muncă primește impactul divin al puterii lui Dumnezeu, prin tine familia ta are un nume bun, prin tine cei care te cunosc învață neprihănirea, prin tine cei care te cunosc îl cunosc și pe Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos. Haideți împreună, Domnul meu împărat. Domnul meu e împărat, cu slavă e înconjurat, iar când vine în ajutor, e plăcut cer.
Creatorul a tot este Domnul din inima ta. Este Cel ce te păzește. Cel ce nu te-a scăpat din mână nici măcar o dată. Cel ce te-a cunoscut în cele mai dureroase momente ale vieții tale. Cel ce te-a cercetat. Cel care n-a plecat niciodată dezgustat de tine. Nu s-a îndepărtat de tine în momentele în care te luptai în diferite domenii ale vieții tale. El este Dumnezeul care vede în tine aur și El îl scoate la iveală. În închinare, Dumnezeu creează o decantare a aurului interior. De aceea, în această stare de închinare, îi spunem Domnului: Doamne, eu sunt înaintea Ta, acel aur pe care Tu îl purifici, Doamne. Acel aur căruia Tu îi dai puritate. Eu sunt aurul Tău de Ofir. Eu sunt aurul Tău de Parvaim. Eu sunt aici gata să fiu prelucrat. Gata să fiu folosit în numele Lui Iisus. Gândește-te la ce era folosit aurul în vechime. Împărații evlavioși au folosit aurul ca să placheze pereți și uși și unelte, vase închinate lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în această dimineață te întreabă și pe tine: ce ești gata să fac cu aurul tău interior? Ce ești gata? Ce ești dispus? Ce mă lași să fac după ce te purific? Ce mă lași să fac după ce chipul meu se oglindește în tine? Ce pot face cu aurul tău? Dă-i în aceste momente răspuns, Domnului. Aleluia. A existat un om numit Neemia. Și acest om era obișnuit cu potire de aur. El era paharnicul împăratului. Și avea un post, un loc călduț. Știa ce înseamnă aurul. Știa ce înseamnă să umbli cu aurul, să ai grijă de vase de aur. Dar pentru el a fost mai prețios să se ocupe de vasele din casa lui Dumnezeu, de poporul lui. Și Domnul îți spune și ție în această dimineață: care sunt vasele mele de care te ocupi? Care sunt aceste vase? Dacă te ocupi doar de familia ta, strict de familia ta, nu faci niciun lucru deosebit. Neemia a ales să se ocupe de un întreg popor, ca acest popor să intre în destin. Spune-i Domnului: Doamne, sunt aici, la dispoziția Ta. Dă-mi responsabilitatea și pasiunea să mă ocup de vasele încredințate cu toată inima mea. Și acest om, după ce s-a ocupat mult și a plătit multe prețuri, el a descoperit acest principiu: bucuria Domnului este tăria ta. Când faci tot ce ține de tine, îți mai trebuie un lucru: să veghezi asupra bucuriei tale. Și în această dimineață rostim peste poporul lui Dumnezeu că nu este slăit de puteri de această criză. Și poporul lui Dumnezeu este plin de bucurie. Și bucuria Domnului stârnește și naște izvoare de tărie, de înviorare, izvoare de putere în ființa ta, în numele Domnului Iisus Hristos. Bucuria Domnului e tăria mea.
fiecare zi pe ape tu mă chem. Să merg în mare Potolești, vântul tu oprești, căci tu ești viața mea. Aleluia! Și acum haideți să rostim împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum le iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Aleluia. Tatăl nostru din ceruri, sfânt.
și facă-se doar voia ta. Tatăl nostru din ceruri, sfânt este numele tău, împărăția ta să vină și facă-se doar voia ta pe pământ.
doar voia ta. Tatăl nostru din ceruri, sfânt este numele tău, împărăția ta să vină și facă-se doar voia ta. Lăudați să fie Domnul! Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc! Vă stă foarte bine în cursile casei Domnului. Vă rog să luați loc în prezența Domnului. Orice armă favorită împotriva voastră este fără putere. Orice formă de atac demonic este fără putere. Rostim viața învierii peste fiecare dintre voi, peste toți copiii voștri, peste toate finanțele, peste tot ce are legătură cu voi. Tot ce are legătură cu voi este binecuvântat. Tot ce are legătură cu voi înflorește. Tot ce are legătură cu voi este în planul lui Dumnezeu. Mi-a fost dor de voi, ne-a fost dor unii de alții, ne-a fost dor de casa Domnului. Este o victorie că ne întâlnim și așa. Și de aceea vă rog să păstrați aceste reguli oricât de ne la locul lor ar părea unele dintre ele. Pentru că vrem să avansăm în libertate și să se întâmple repede lucrul ăsta. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat să amenajăm curtea și să cumpărăm scaune și să punem totul la punct aici ca să aveți și să avem o ambianță plăcută în casa Domnului. Este un timp scurt pe care l-am la dispoziție, o să citesc din cuvântul lui Dumnezeu, o să citesc și o să proclam în același timp și voi care sunteți foarte obișnuiți cu cuvântul Domnului veți înțelege și ceea ce n-am timp să explic. În primul rând sunt două elemente. Un element este pentru securitatea noastră, vreau să ating securitatea noastră și apoi securitatea țării. Securitatea națională, binecuvântarea ta și binecuvântarea celor din jur, binecuvântarea ta, binecuvântarea familiei și, în al doilea rând, binecuvântarea zonei, binecuvântarea mediului înconjurător. Pentru că noi nu suntem doar niște credincioși protejați de Dumnezeu. Vreau întâi să vă întreb, pentru că încă n-apucăm să ascultăm mărturii, dar vom apuca. A fost cineva protejat de Dumnezeu în timpul ăsta? A fost cineva binecuvântat de Dumnezeu? Lăsați mâna jos. A fost cineva binecuvântat de Dumnezeu? Vreau să facem. Ok. A fost cineva surprins de Dumnezeu? A fost cineva răsfățat de Dumnezeu? Domnul e bun și înveac ține îndurarea Lui. Vreau să vă arăt ceva din Romani 8. Începând cu versetul 14. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. În vremea aceasta este extrem de important să fim călăuziți de Duhul Sfânt. Nu călăuziți de panică, nu călăuziți de tot felul de știri de care nu mai știi care-i... Fiecare zice că ălălalt spune minciuni. Fiecare zice că ce zice el e bine și să contrazic și asupra măștii și să contrazic și asupra
situației și asupra măsurilor. Și unii spun că sunt bune, alții spun că sunt rele. E foarte important să fii călăuzit după Duhul Sfânt și după Cuvântul lui Dumnezeu. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul, Duhul Sfânt vrea asta. Însuși Duhul adăverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Duhul Sfânt vrea să aibă părtășie cu tine. Duhul Sfânt vrea să te călăuzească. Duhul Sfânt vrea să-ți adeverească, vrea să-ți confirme. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care să fie descoperită față de noi. De asemenea, vă să zic că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Și noi știm asta. Noi suntem cetățeni ai cerului. Da? Avem și cetățenie pământească, dar avem și cetățenie cerească. Pe de o parte, noi înțelegem că suntem străini și călători și nu ne legăm de acest pământ. Pe de altă parte, facem țara cu putință de locuit. Pentru că firea, natura, așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită de robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Noi n-am primit un duh de frică, noi suntem liberi de frică. Și natura tânjește să fie eliberată de frică. Înțelegeți? Și atunci, nu-i vorba doar despre tine. Nu-i vorba doar despre tine, e vorba și despre cei din jur. Și trebuie să fii un izvor de viață, un izvor de sănătate, un izvor de speranță pentru cei din jur. Pentru că natura așteaptă asta de la fiii lui Dumnezeu. Așteaptă ca fiii lui Dumnezeu să se descopere, pentru că este o libertate a slavei copiilor lui Dumnezeu la care natura tânjește. Ești copil al lui Dumnezeu, beneficiezi de libertatea slavei. Când ești fiu, poți să le dai și altora. Când ești copil, e bine doar pentru tine. Copilul nu e în stare să elibereze pe alții, dar să bucură el de libertatea slavei. Însă natura așteaptă descoperirea fiilor și când mai pregnant ca astăzi a fost această nevoie arătată și resimțită la nivel global. Oamenii așteaptă să vadă care sunt fiii, natura așteaptă să vadă care sunt fiii lui Dumnezeu, care sunt eliberatorii din Sion. Versetul 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Când nu știi cum trebuie să te rogi, când nu știi ce inamic, invizibil, e cu adevărat inamicul invizibil. Pentru că unii ne spun că vecinul e inamicul. Și așa mai departe. De unde știi? Duhul spune cum să te rogi. Duhul te învață, te călăuzește ce să faci și te învață cum să te rogi. Și zice, însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Rugăciunea în Duhul este după voia lui Dumnezeu. Te rogi în Duhul și toată pledoaria ta înaintea lui Dumnezeu este desăvârșită, este aliniată cu voia lui Dumnezeu. Este extrem de important, oameni buni și prea iubiți. Cred că recunoașteți apelativul cu care vă tot anunțăm. Uite așa, uite așa, pentru că sunteți oameni buni și prea iubiți. Sunteți iubiți și de noi, dar mai ales de Dumnezeu. El știe care este năzuința Duhului. Rostim și în această
pandemie și în această închisoare din care trebuie să iasă toată lumea și din această încleștare și din acest blocaj economic și de toate genurile, rostim că El, Dumnezeu care știe care e năzuința Duhului. Năzuința Duhului e cea importantă. Foarte atenție, foarte mare atenție. Năzuința Duhului, tu după ce tânjești? Păi tânjești să mă duc la pește sau nu știu. Năzuința Duhului e chiar mai importantă decât mersul la pescuit. Și știam că fiecare dintre noi tânjește după casa Domnului. Dar nu degeaba psalmistul zice, mi-e dor de curțile casei Domnului. Iubesc curțe. Și uite și curte. Nu toți au curte, noi avem curte. Și am amenajat-o frumos cu dor și am binecuvântat și rostim și vecinii sunt binecuvântați. Binecuvântăm vecinii și exact așa cum s-a întâmplat de Purim, că și vecinii evreilor au devenit prieteni cu ei și vecinii noștri sunt prieteni cu noi și prieteni cu Domnul. Amin. De altă parte știm, spuneți știm, că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre bine celor ce sunt chemați după planul Său. Dumnezeu te protejează și toate lucrurile au ordin să lucreze împreună spre binele tău. Toate lucrurile au fost programate să lucreze împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și când un virus se apropie de tine, se lovește de o programare a tuturor altor factori. Există bacteriofagi, deci sunt bacterii care mănâncă bacteriile, și toate astea au un ordin să te protejeze. Este extraordinar de important să înțelegeți asta. Spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre bine celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Ești deja proslăvit în ochii lui Dumnezeu. Tu nu ești la limită. În ochii lui Dumnezeu, tu nu ești într-un cântar. O să fie, n-o să fie. Pe aceea pe care i-a ales, i-a și proslăvit. Ești mai mult decât biruitor. Slujba de astăzi are menirea să te alinieze la voia lui Dumnezeu, să-ți facem update, să-ți dăm actualitățile cerului, așa, și să înțelegi că ești deja proslăvit, ești deja binecuvântat, ești deja biruitor. Însă mai trebuie să proslăvești și tu la rândul tău numele Domnului. Pentru că Domnul n-a încheiat lucrarea pe pământ până când n-a proslăvit numele Domnului și când a proslăvit numele Domnului, zice, Tată, am sfârșit lucrarea, fiindcă am proslăvit pe pământ numele Tău. Și până când mai este o slavă de adus la adresa lui Dumnezeu, încă n-a încheiat lucrarea. Și zice mai departe Pavel, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihănița și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care nu l-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Și chiar dacă a fost restriște și chiar dacă a fost blocat și chiar dacă nu știai dacă mai vine cineva cu pensia sau cu salariu sau nu mai vine, Dumnezeu ți-a trimis. Dumnezeu ți-a trimis pentru că împreună cu Fiul Său îți trimite toate lucrurile. Și asta este o mângâiere formidabilă. Este formidabilă. Cel mai bun lucru... Eu am fost manager, cum știți? Sau poate nu știți toți. Am fost manager. Și în comerț e greu să nu minți. N-am mințit. Dar greu era. Greu era. Greu era. Pentru că te punea patronul să vinzi și tu trebuia să faci reclamă. Și când intra cineva și zicea ce telefon e bun... Eu ziceam ăsta, dar eu îl vreau pe ăsta că e roz, mai ales doamnele. Eu vreau pe ăsta că e roz, doamnă, ăsta e bun. Dar ăsta nu e bun, doamnă, am plecat. Era greu să-i spui, nu vă luați după culoare, stimată doamnă.
Dar de când îl propovăduiesc pe Hristos cu normă întreagă, de cât sunt pastor, cel mai grozav lucru este că oricât v-aș spune de frumusețea Domnului, nu exagerez. Vestea bună nu este exagerată. Tot ce este în Scriptură este pentru tine și nu este exagerat. Nu-i prea bun ca să fie adevărat. Nu e prea bun. N-ai împlinit 65 de ani și acum gata la gunoi. Nu. La Dumnezeu nu e așa. La Dumnezeu ai mare valoare. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdea? Sau sabia? Sau pandemia? V-am inclus o... Nu scrie de pandemie acolo, dar scrie de primejdie, scrie de toate celelalte. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate, suntem în pericol de moarte după unii, dar dacă toată ziua suntem în pericol și suntem în toate mai mult decât biruitori, înseamnă că de la o vreme învață și moartea, că nu. Nu-i cazul. Nu-i cazul cu noi. Suntem mai, cel ce e în noi e mai tare decât cel ce e în lume. Amin? Totuși, în toate aceste lucruri suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, ziceți cu mine, nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus, Domnul nostru. Aleluia! Vreau să vă mai citesc un text și apoi vom încheia. Nu-mi vine să cred că trebuie să facem servicii atât de scurte, dar tot în grijă pentru dumneavoastră. Pentru că nu știam cât de cald va fi, apoi mai sunt și alții care vin, nu putem să supraaglomerăm pe aici. Și oricum oamenii nu se gândesc că sunt atâția români dorniși de casa Domnului și ei cred că sunt 2-3. Noi trebuie să ne acomodăm și să vă facem loc, pentru că sunt din ce în ce mai mulți români care caută casa Domnului, care îl caută pe Dumnezeu. În Isaia 10, n-am timp să explic, dar voi știți. În Isaia 10 se vorbește despre asirian. Și vom lega puterea asirianului, așa cum a fost demascată și de alți oameni ai lui Dumnezeu, activitatea demonică din spatele acestei pandemii, acestui atac demonic, activitatea demonică sau duhul căpeteniei este împăratul Asiriei sau prințul Asiriei sau asirianul, cum este numit în Scriptură. Isaia 10 spune așa: vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite și de cei ce scriu porunci nedrepte, ca să nu facă dreptate săracilor și să răpească dreptul nenorociților poporului meu, ca să facă văduvele prada lor și să jefuiască orfanii. Ce veți face voi în ziua pedepsei și a pieirii care va veni din depărtare peste voi? Și versetul 5. Vai de asirian, zice Domnul, nu iau amâniei mele care poartă în mână toiagul urgiei mele. I-am dat drumul împotriva unui neam nelegiuit, l-am trimis împotriva unui popor pe care sunt mâniat, ca să-l prădeze, să-l jefuiască, să-l calce în picioare ca noroiul de pe ulițe. Dar el nu judecă așa. Nu acesta este gândul inimii lui, ci el se gândește decât, nu se gândește decât să nimicească, decât să prăpădească neamurile cu grămada. Căci el zice,
Nu sunt voievozii mei toți atâția împărați. Nu s-a întâmplat cu Calnul la fel ca și cu Carchemișul. Nu s-a întâmplat cu Hamatul ca și cu Arpadul. Nu s-a întâmplat cu Samariei la fel ca Damascului. După cum mâna mea a pus stăpânire pe împărățiile idolilor, unde erau mai multe icoane decât la Ierusalim și în Samaria, cum am făcut Samariei și idolilor ei, nu voi face și Ierusalimului și icoanelor lui? Dar după ce Domnul își va împlini toată lucrarea lui pe muntele Sionului și la Ierusalim, voi pedepsi, zice Domnul, pe împăratul Asiriei pentru rodul inimii lui îngânfate și pentru trufia privirilor lui semețe. Căci el a zis, prin puterea mâinii mele, am făcut aceste lucruri și prin înțelepciunea mea, căci sunt priceput, am împins înapoi hotarele popoarelor, le-am jifuit visteriile și ca un viteaz am dat jos pe cei ce ședeau pe scaunele lor de domnie. Am pus mâna pe bogățiile popoarelor ca pe un cuib și cum se strâng niște ouă părăsite, așa am strâns eu tot pământul. Niciunul n-a mișcat vreo aripă, nici n-a deschis ciocul ca să ciripească. Versetul 24. Totuși așa vorbește Domnul Dumnezeu oștirilor, poporul meu care locuiește în Sion, nu te teme de asirian, de el te va lovi cu noiaua și el te lovește cu noiaua și își ridică toiagul asupra ta cum făceau egiptenii, dar peste puțină vreme pedeapsa va înceta și mânia mea se va întoarce împotriva lui ca să-l nimicească. Domnul oștirilor va învârti biciul împotriva lui, cum a lovit pe Madian la stânca Oreb, își va mai ridica toiagul odată asupra mării ca odinioară în Egipt. În ziua aceea se va lua povara de pe umărul lui și jugul lui de pe gâtul tău. Bancă jugul va crăpa de grăsime. Versetul 27, eu n-am aici monitor, dar mi-am notat din versiunea Fidela, și zice așa, se va întâmpla în ziua aceea că povara lui va fi luată de pe umărul tău și jugul său de pe gâtul tău și jugul va fi distrus din cauza ungerii. Versiunea Dumitru Cornilescu literală spune așa, și va fi așa, în ziua aceea se va depărta de pe umărul tău sarcina și jugul său de pe grumazul tău și jugul se va sfărâma de mult un de lemn. Am început cu rugăciunea în Duhul. Duhul ne învață cum trebuie să ne rugăm și mijlocește cu suspine negrite și cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și prin ungere se învinge, prin Duhul Sfânt trebuie să luptăm împotriva acestei pandemii și împotriva tuturor lucrurilor aferente, cu toate implicațiile asupra economiei, cu toate implicațiile asupra oricăror blocaje. Și vreau să închei. Pavel spune în 1 Corinteni 14 cu 15, ce este de făcut? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, voi cânta și cu mintea. Și ne vom, iar în 1 Ioan 2 cu 27 spune că ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și nu aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea lui vă învață toate lucrurile și este adevărată, nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat ea. Ne vom ruga în Duhul, ne vom ruga în Duhul pentru ca orice implicație asiriană, sunt duhuri căpetenie care influențează țările, care influențează deciziile și ne rugăm pentru conducerea țării noastre să fie influențată de Duhul Sfânt, nu de duhuri rele, nu de alte interese, să fie pur și simplu demascate orice fel de interese,
obscure și să fie nimicite și țara noastră să prospere. Vreau să ne rugăm la aceasta. Aș vrea un pic de ajutor în fundal pentru a încheia. Pe noi nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Dar natura așteaptă manifestarea fiilor care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, care sunt inspirați, care sunt împuterniciți, care au arme, armele luminii, care dărâmă întăriturile, firea întreagă, natura așteaptă descoperirea fiilor. Nu e vorba doar despre noi, ci e vorba despre cei din jurul nostru. Isaia 30, 29 la 32, iarăși ne vorbește despre felul în care va fi nimicită puterea asirianului. Avem o ungere în noi, Duhul Sfânt, Mângâietorul pe care l-a trimis Domnul, este în noi. Toți cei care înțelegeți unitatea în Duhul, cuplați-vă acum. Dacă aș putea să aud și eu ce se întâmplă aici, să-mi dați drumul și la orgă, n-ar strica. Voi să veți cânta ca în noaptea când se prăznuiește sărbătoarea. Isaia 30 descrie situații cumplite, asemănătoare celor pe care le trăim. Și zice, voi aveți ceva în plus. Este ungerea. Și jugul va fi sfărâmat de ungerea Duhului Sfânt. Jugul asirianului, despre asta este vorba. Avem indicații precise în Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Și când nu este nicio speranță, zice, voi veți cânta ca Pavel și Sila în temnița dinăuntru, veți cânta cântări duhovnicești, cântări de laudă. Voi veți cânta ca în noaptea în care se prăznuiește sărbătoare. Nu e nicio sărbătoare, dar veți declanșa o sărbătoare. Nu, este un dezastru, este ceva... bine, noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Pe noi nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Dar nu e vorba doar despre noi, că altfel ne-ar fi luat Domnul acasă de mult. E vorba ce facem cât suntem încă pe pământ. Îl proslăvim pe Domnul, luminăm lumea, suntem sare a pământului sau nu. Despre asta e vorba. Nu e vorba doar că suntem noi protejați. Asta e un gând comunist. Nu era carne, nu era pâine, dar îți făceai o relație la măcelărie și îți dădea de sub teșghea și atunci nu-ți mai păsa. L-am întrebat pe tata și românii n-au fost, numai comuniștii au introdus vrajbă și invidie. Românii sunt ospitalieri, eu l-am întrebat. Românii sunt buni. Este un popor care îl iubește pe Dumnezeu, iubește valorile familiei și toate efectele pandemiei sunt nimicite în numele lui Iisus. Voi veți cânta ca în noaptea în care se prăznește sărbătoarea. Veți fi cu inima veselă ca cel ce merge în sunetul flautului să se ducă la muntele Domnului spre stânca lui Israel și Domnul va face să răsune glasul lui măreț. Își va arăta brațul gata să lovească în mânia lui aprinsă, în mijlocul flăcării unui foc mistuitor, în mijlocul necului furtunii și pietrelor de grindină. Atunci asirianul va tremura de glasul Domnului, care îl va lovi cu nuiaua sa. La fiecare lovitură de nuia hotărâtă pe care o va da Domnul, se vor auzi timpanele și harpele și Domnul va lupta împotriva lui cu mâna ridicată. Vreau să ne ridicăm.
în numele mai presus de orice nume al lui Iisus Hristos, înaintea căruia se pleacă orice genunchi, din cer, de pe pământ și de sub pământ. Ne asumăm poziția în care am fost așezați odată cu învierea lui Iisus Hristos, odată cu înălțarea lui Iisus Hristos, și rostim în numele lui Iisus nimicirea oricăror duhuri rele care au atacat România și au atacat lumea. Rostim că pandemia încetează, rostim că țara se deschide, rostim binecuvântare, rostim favoare peste toți cei care sunt în legătură cu tine, și rostim, cântăm deja ca în noaptea în care se prăznuiește sărbătoare. Activăm ungerea care este în noi, care rupe jugul de peste popoare, și rostim că puterea asirianului este frântă și asirianul este legat în numele lui Iisus. Cu toate duhurile și toate influențele lui, rostim eliberarea țării, eliberarea economiei, eliberarea spitalelor, eliberare peste bătrâni, eliberare peste tineri, eliberare peste țara noastră și peste toată lumea ta, tot ce are legătură cu tine, familia ta, să fie eliberată în numele lui Iisus, în numele lui Iisus. Orice proiecte care contravin planului de mântuire al lui Dumnezeu, să fie nimicite în numele lui Iisus. Binecuvântarea Domnului care îmbogățește, pe care El nu o lasă urmată de niciun caz, să fie și să rămână cu voi. Suntem mai mult decât biruitori. Nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Prea iubiților, dacă suntem condamnați, suntem condamnați doar la biruință. Nu mai avem altă șansă decât să biruim în numele lui Iisus. Binecuvântăm. Vă rugăm să vă iubiți unii pe alții de la distanță. Nu vă distanțați unul de celălalt decât fizic. Câtă vreme trece asta, în numele lui Iisus, avem și dezinfectant acolo, avem și alte lucruri. Binecuvântarea Domnului să fie și să rămână peste voi. Îi lăsăm pe ceilalți care au venit să ne înlocuiască aici pe scaune. De seară de la 18 ne revedem.